Pavel Badea nu este de acord cu cei care i-au criticat pe craiovenii care au jucat în Naționala lui Rădoi. El a spus că Nistor și Cicăldău au avut evoluții bune, iar Bancu și-a dus din plin contribuția la victoria contra puternicei formații Austriei. Bancu a jucat acolo și echipa câștigând a făcut-o și datorită lui Bancu. Cu Austria. Cu Austria. Totodată... La Irlanda de Nord. Bine, el s-a fost criticat și pe mici cu Austria, în fine, da. El este criticat... Nu-mi dau seama de ce, cu adevărat. Probabil că unora nu le place sau poate că vor naturalizare prezența lui în echipa națională, dar selecționer este Mirel Rădoi. El este cel care consideră că este bine sau nu Bancu să continue echipa națională. Badea a mai spus că Universitatea a început ezitant campionatul, chiar dacă oltenii au câștigat în primele două etape. El îi pune în gardă pe albalbaștri. Meciul cu Viitorul va fi unul greu. Luni va fi un meci extrem de complicat pentru noi contra unei echipe care este cuțitul la os și care neapărat trebuie să iasă din pasa neagră în care este. Deci, sperăm că nu este cu noi. Deci va fi un meci extrem de interesant de urmărit. Meciul dintre Viitorul și Universitatea Craiova se va juca luni la Ovidiu de la ora 21.